to you. It's Thank you. thank you for singing that hymn to me. It's one of my favorite hymns. Mulțumesc că ați cântat cântarea aceasta, e una din cântările mele preferate. And it's a long time since I've heard it in Scotland. Și a trecut tare mult timp de când am auzit-o cântându-se în Scoția. So thank you for reminding me of those beautiful words. Așa că vă mulțumesc că mi-ați adus aminte de aceste cuvinte frumoase. Well, it's good to be with you. And we have a rather difficult subject. It's the subject of the Day of the Lord. Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră și în seara aceasta avem un subiect mai dificil, nume Ziua Domnului. Now, although it's a difficult subject, it's a major theme in the Bible. Este un subiect dificil, el este o temă majoră, principală în Biblie. So we have to pray that the Lord will give us understanding of this very, very important theme. De aceea ne rugăm ca Domnul să ne ajute să înțelegem această temă foarte, foarte importantă. Now, Joel is the prophet of the Day of the Lord. Cum cartea Ioel este prorocia cu privire la ziua Domnului. And we're going to read some of the verses from his wonderful prophecy. Și vom citi câteva versete din această prorocie minunată. Do you have the details, or do you want me to read them? Do you want all of them together, or? Yes, if you just, it's chapter 1, 1 to 4, chapter 2, 1 and 2, then 28 to 32, then chapter 3, 1 to 3, and 17 to 21. Dăm citire din cuvântul Domnului, cartea Ioel, capitolul 1, versetele 1 la 4. Cuvântul Domnului, care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel, ascultați lucrul acesta, bătrân, și luați seama, toți locuitorii țării, s-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta, și copiii voștri să povestească la copiilor, iar copiilor să povestească neamului de oameni care va urma. Și a lăsat nemâncat lăcusta Gazan, a mâncat lăcusta Arbec. Și a lăsat lăcusta Arbec, a mâncat lăcusta Elec. Și ce a lăsat lăcusta Elec, a mâncat lăcusta Hasil. Capitolul 2, versetele 1 și 2. Sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape. O zi de întuneric și negură mare, o zi de nor și de întunecime, ca zorile dimineții se întinde peste munți, un popor mare și puternic, cum n-a mai fost din viac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Versetele 28 la 32. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ. Sânge, foc și stâlp de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași pe care îi va fi chema Domnul. Și apoi, capitolul 3, de la versetul 1 la 3. Iată, căci iată că în zilele acelea, în vremurile acelea, când voi aduna înapoi pe pașii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile și le voi pogorâ în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Au tras la sorți pentru poporul meu, au dat un flăcău pe o curvă și au vândut fata pe vin și l-au băut. Versetele 17 la 21.
și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care locuiește în Sion, muntele meu cel sfânt, Ierusalimul, însă va fi sfânt și nu vor mai trece străini prin el. În vremea aceea va picura must din munți și va curge lapte din dealuri. Toate pâraiele lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda Valea Sitim. Egiptul va ajunge pustiu, Edomul va ajunge o pustie stearpă, din pricina sălniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor. Dar Iuda va fi veșnic locuit și Ierusalimul din neam în neam. Le voi răzbuna sângele pe care nu l-au răzbunat încă, dar Domnul va locui în Sion. Amin. 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 There's something interesting about Joel in that he was the first of the writing prophets. Este un lucru interesant cu privire la Ioel, și anume că el a fost primul din prorocii scriși. Elijah and Elisha had amazing ministries. Between them, they performed 24 miracles. Ilie și Elisei au avut niște lucrări extraordinare și împreună au făcut 28 de minuni. But they never wrote anything down. Dar ei nu au scris niciodată nimic. See, miracles are always temporary. Vedeți dumneavoastră, minunile sunt întotdeauna temporare. They emphasize something that God is doing at a particular time in human history. Ele accentuează, întăresc ceva ce Dumnezeu face într-un anumit moment din istorie. For instance, in the days of Moses and Joshua, there were many miracles, but that was to authenticate the establishment of the nation of Israel. De exemplu, în zilele lui Moise și al lui Iosua s-au înfăptuit multe minuni, dar rolul lor au fost să autentifice înființarea poporului Israel. Going back to Elijah and Elisha, their miracles, the purpose of them was to show that God has not finished with Israel, even when they were apostate. Și dacă ne întoarcem la Ilie și la Elisei, minunile făcute în vremea lor au avut ca scop să dovedească faptul că Dumnezeu nu a încheiat cu poporul Israel, chiar dacă ei erau într-o stare de apostazie. There were miracles in Babylon when Israel was in captivity. Apoi au fost făcute minuni în Babilon când Israelul era în robie. But that was to prove that God would protect Israel even when they were outside of the covenanted land. Și scopul lor a fost să dovedească faptul că Dumnezeu protejează pe poporul său Israel chiar dacă este în robie departe de țara lor. And then there were all of the miracles that our Lord performed. Apoi au urmat toate minunile făptuite de Domnul nostru. That was to authenticate his messiahship and the offer of the kingdom to Israel. Și scopul lor a fost să autentifice pe Domnul Iisus ca Mesia și oferta împărăției pe care el o aducea Israelului. But all these miracles appeared for a little while, then they ceased. Dar vedeți dumneavoastră, toate minunile au apărut pentru o perioadă de timp și apoi au încetat. And they've been replaced by the word of God. Și ele au fost înlocuite de cuvântul lui Dumnezeu. And this is a more sure word of prophecy. Acesta este cuvântul tare și sigur al prorociei. And so Joel was the first of the writing prophets. Deci Ioel a fost primii din prorocii scriitori. And he had two subjects. Și el are două subiecte, două teme. There was the day of the locusts and the day of the Lord. Și anume ziua lăcustelor și ziua Domnului. In chapter 1, Joel dealt with the day of the locusts. În capitolul 1, Ioel tratează ziua lăcustelor. This is an event which has taken place in the past. Acesta era un eveniment care a avut loc în trecut. But the day of the Lord is still future. Dar ziua Domnului încă aparține de viitor. And Joel writes in verse 7 of chapter 1, he has laid waste to my land and ruined my fig tree. He has stripped it bare and thrown it away.
Ioel scrie în capitolul 1 cu versetul 7: mi-a pustit via, mi-a făcut bucăți mochinul, l-a jucuit de coajă și l-a trântit jos. Now the locusts had come into Israel and they had devastated the land. Cum lăcustele au venit în Israel și au pustit țara. And the Lord said to Joel, and he says to us, this is an illustration of the coming day of the Lord. Și Dumnezeu i-a spus lui Ioel și ne spune și nouă, aceasta este o ilustrație a zilei Domnului care va veni. Notice that God was speaking about a personality. He said, he has laid waste my vine. Și observați că Dumnezeu vorbește aici despre un personaj, spune el mi-a pustit via mea. Now there was a personality behind this destruction and it was Satan. Exista o personalitate, un personaj în spatele acestei pustiri și acela a fost Satana. And the Lord explained to Joel, in the coming day of the Lord, there's going to be the personality of Satan who is going to try and destroy Israel. Și Dumnezeu îi explică lui Ioel că și în ziua Domnului care va veni, va exista un personaj în spate, și anume Satana, care va încerca să distrugă Israelul. Now this is an important principle that we have to understand. For Satan to defeat God, he must destroy Israel. Acesta este un principiu important pe care trebuie să-l înțelegem, și anume, ca Satana să-l învingă pe Dumnezeu, el trebuie să distrugă Israelul. You see, it's through Israel that we have the Bible, we have the revelation of God's love. Vedeți dumneavoastră, prin Israel am căpătat noi Biblia, revelația dragostei lui Dumnezeu. But listen carefully, God said it's through Israel that the Redeemer is coming to this lost world and the coming ruler. Dar ascultați-mă cu atenție, Dumnezeu a spus că tot prin Israel avea să vină răscumpărătorul acestei lumi pierdute, dar și conducătorul, stăpânitorul viitor. Now the Lord has already come to this lost world and he has provided redemption for every child of Adam. Domnul a venit deja în lumea aceasta pierdută și a oferit răscumpărare pentru fiecare fiu pierdut al lui Adam. But that's only part one of God's program. Dar aceasta este doar prima parte din planul lui Dumnezeu. He's coming back the second time as ruler. El va veni și a doua oară, dar ca și stăpânitor, ca și conducător. He's going to crush Satan's rulership on the planet. And he is going to restore God's kingdom to planet Earth. El va zdrobi stăpânirea Satanei pe planeta Pământ și va restaura, va reașeza împărăția lui Dumnezeu pe Pământ. And mark carefully this, God is going to do it through Israel. Și notați-vă cu atenție lucrul acesta, Dumnezeu va face acest lucru prin Israel. That is the reason why Satan, down through the ages, has tried to destroy the nation of Israel. Acesta este motivul pentru care de-a lungul veacurilor Satana a încercat să distrugă poporul Israel. Now you'll notice in that verse that we just read, the Lord spoke about Israel as the vine and the fig tree. Cum ați observat în versetul pe care tocmai l-am citit, că Domnul a vorbit despre poporul Israel ca despre o vie și un smochin. The vine speaks of universal salvation blessing. Via vorbește despre binecuvântarea universală a mântuirii. But the fig tree speaks of kingdom blessing. Dar smochinul vorbește despre binecuvântările împărăției. And so in chapter 1 of Joel, we have the illustration of what it's going to be like on the day of the Lord. Așa că în capitolul 1 din Ioel avem ilustrația a ceea ce se va întâmpla sau cum vor fi lucrurile în ziua Domnului. It's the day of the locusts and its devastation on the land. Este ziua lăcustelor și în țară este pustire, devastare. But in chapters 2 and 3 of Joel, we find the reality of the coming day of the Lord. Dar în capitolele 2 și 3 din Ioel găsim realitatea venirii zilei Domnului. Now, I mentioned that Joel was the first of the writing prophets.
Acum v-am menționat, v-am spus că Ioel a fost primul proroc scriitor. Now, the very last of all the writing prophets was John the Apostle. Și acum ultimul proroc scriitor a fost apostolul Ioan. And he gave us the book of Revelation. Și el ne-a oferit cartea Apocalipsa. And both of these books focus on the day of the Lord. Amândouă aceste cărți se concentrează pe ziua Domnului. Now, what is the day of the Lord? Și acum, ce este ziua Domnului? It's a period in human history when God is going to deal with every vestige of sin and rebellion and blot it out of his universe. Este o perioadă din istoria omenirii când Dumnezeu se va ocupa de orice formă de păcat și de nelegiuire din universul acesta și le va șterge din pe pământ. Now, a Jewish day starts with night and ends with the daylight. Acum, o zi evreiască începe cu perioada de noapte și se încheie cu perioada de zi. And the day of the Lord follows that format. Și ziua Domnului urmează formatul acesta. First of all, the 7 years of night, which is judgment. În primul rând vor fi 7 ani de noapte, adică de judecată. And then there's 1,000 years of kingdom blessing when the Lord Jesus is ruling. Și apoi 1,000 de ani de binecuvântare în împărăție unde Domnul Iisus va conduce. At the end of those 1,000 years, there's the great white throne judgment. Every act of sin and rebellion will be dealt with. La sfârșitul celor 1,000 de ani urmează scaunul de judecată mare și alb unde fiecare formă de păcat va fi judecată și va fi rezolvată. And there will be the new heavens and the new earth wherein dwelleth righteousness. Și apoi vor urma cerul nou și un pământ nou unde va domni neprihănirea. Now the trigger for the day of the Lord happening, that the start of the night period, is the rapture of the church. Un lucru care va lansa începutul zilei Domnului, a perioadei de noapte, este răpirea bisericii. Now in Joel, he wrote 2 chapters on the day of the Lord. Ioel a scris 2 capitole despre ziua Domnului. John wrote 17 chapters in Revelation. Deal with the day of the Lord. 17 capitole în cartea Apocalipsa vorbind despre ziua Domnului. Joel gives us the outline, but John gives us the outworking of the day of the Lord. Ioel ne oferă o schiță a zilei Domnului, pe când Ioan ne oferă o temă dezvoltată a zilei Domnului. And so we say now, Joel, this is a difficult subject, so you'll need to come and help us. Așa că îi spunem lui Ioel, Ioele, este un subiect foarte dificil, așa că va trebui să vii și să ne ajungi. And so he says to us, listen carefully and we'll start at chapter 2, verse 1. Și Ioel ne spune, ascultați-mă cu atenție și începem în capitolul 2 cu versetul 1. And he writes this, blow the trumpet in Zion and sound the alarm. El spune așa, sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare sau dați alarma. And Joel explained to us that that is a battle trumpet. Și Ioel ne explică aici că e vorba de o trâmbiță de luptă. It's an indication of a coming war, a coming disaster. Ea indică faptul că vine un război, un dezastru. And notice Joel says, where the trumpet's blown, it's in my holy mountain, that's Jerusalem. Și uitați-vă că Ioel ne spune și unde se sună din trâmbiță, și anume pe muntele meu cel sfânt, adică în Ierusalim. And Joel writes, let the inhabitants of the land, that's Israel, tremble, for the day of the Lord is coming, for it is his hand. Și apoi Ioel spune, ca să tremure toți locuitorii țării, adică Israelului, căci vine ziua Domnului, este aproape. This is a day of judgment, Joel explains to us. Ioel ne explică, aceasta este o zi de judecată. And Joel says, look what I write next in verse 2. It's a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Și apoi Ioel ne spune, uitați-vă ce am scris în versetul 2, o zi de întuneric și negură mare, o zi de nori și de întunecime.
And Joel explains to us, you see, this is the 7 years of night period of judgment. Și el ne explică, aceștia sunt cei 7 ani de întuneric, de noapte, de judecată. Now John's with us, and John said, I've been writing about the same thing in the book of Revelation. Și acum Ioan este și el împreună cu noi și Ioan ne spune, eu am scris despre aceleași lucruri în cartea Apocalipsa. And John writes in Revelation chapter 1 verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day, or on the day of the Lord. Și Ioan ne scrie în capitolul 1 cu versetul 7, în ziua Domnului eram în Duhul. And John writes, and I heard behind me a loud voice as of the voice sound of a trumpet. Și apoi spune, și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. That is a war trumpet again. Din nou este o trâmbiță de război. God's judgments are coming. Judecățile lui Dumnezeu urmează. And the Lord said to Joel, and he said to John, write these things down, they're important. Și Dumnezeu i-a spus lui Ioel și i-a spus și lui Ioan, scrie aceste lucruri pentru că sunt importante. And then Joel goes on to say, God told me to write things down, and frankly, I don't fully understand it. Și Ioel ne-a spune, Dumnezeu mi-a cerut să scriu aceste lucruri, deși sincer eu nu le înțeleg. But what it seems to be is God's weapon of mass destruction. Dar ceea ce pare să fie aici este o armă lui Dumnezeu de distrugere în masă. And so Joel says, well, I've written down, it's a day of darkness, it's a time of judgment. Ioel spune, am scris că este o vreme de întuneric, de întunecime, o vreme de judecată. And then Joel explains, it's a people come great and strong, the like of whom has never been, nor ever will be seen again. Și apoi Ioel spune, este un popor mare și puternic, cum n-a mai fost din viață și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Listen, this is an astonishing picture, Joel saying, and I'm writing it down. I'm doing my best. Ioel ne spune, ascultați-mă, imaginea este uimitoare și eu îmi dau toate silințele să vă descriu și să scriu aceste lucruri. And Joel says, look what I've written in verse 3. A fire devours before them and behind them a flame burns. Și el spune, uitați-vă în versetul 2. Arde focul înaintea lui și pâlpâie flacăra după el. And in verse 4, I've told you what they're like. They're like horses. Și în versetul 4 spune, vă spun cum sunt ei, parcă sunt niște cai. Look what I've written in verse 6. Before them the people writhe in pain. All their faces are drained of color. Uitați-vă ce am scris în versetul 6. Tremură popoarele înaintea lor și toate fețele îngălbenesc. And look what I've written in verse 10. The earth quakes before them. Și uitați-vă ce am scris în versetul 10. Înaintea lor se cutremură pământul. And then I've written this in verse 11. Strong is the one who executes his word. For the day of the Lord is great and very terrible. Who can endure it? Și apoi uitați-vă la versetul 11. Domnul face să tune glasul lui înainte oștirii sale, căci tabăra lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic, dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? And Joel has to explain to us and say, quite frankly, I don't understand this fully. Și Ioel ne-ar explica, uite, vă spun sincer că eu nu înțeleg pe deplin lucrurile acestea. This is something that's never happened before in human history, but it's going to happen during that period. Sunt lucruri care nu s-au mai întâmplat niciodată în istoria omenirii, dar care se vor întâmpla în perioada aceea. Now if John was here, he would say, the Lord showed me exactly that same event. Și dacă Ioan ar fi aici, el ne-ar spune, Domnul mi-a arătat și mie exact același eveniment. And I've written it down like Joel, and it's chapter 9 of Revelation. Și l-am scris și eu ca Ioel, și anume în capitolul 9 din Apocalipsa. And John says in verse 1, I saw a mighty angel, one of God's angels from heaven with a key, and he opened the bottomless pit.
Și Ioan ne spune în versetul 1, și am văzut o stea sau un înger care căzuse din cer pe pământ, i s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. See, wait a minute, John, wait a minute. What is this you're talking about? Și noi spunem, stai un pic, Ioan, spune-ne despre ce vorbește aici. And you know, we have to ask Peter here for his help, because da. Peter tells us that at the time of the flood, those rebel angels, which caused such a disaster on planet Earth, they were incarcerated in the abyss. Dar vedeți dumneavoastră aici, trebuie să-i cerem ajutorul lui Petru, care ne spune că în vremea potopului, îngerii aceia rebeli care au produs tot haosul pe pământ au fost înlănțuiți, legați în lanțuri. And they've been jailed for centuries and they're angry. Au fost închiși și sunt închiși de secole întregi, iar acum sunt furioși. And this angel, this godly angel, opens the bottomless pit. Și îngerul acesta deschide această fântână a adâncului, această groapă fără fund. And John wrote it down, he said, then out of the smoke locusts came upon the earth, and to them was given power as scorpions. Și Ioan ne scrie în capitolul 9 cu versetul 3, din fum au ieșit niște locuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpiile pământului sau scorpionii. And John says again, I've written in verse 7, the shape of the locusts was like horses prepared for battle. Ioan spune în versetul 7, lăcustele acestea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. And I can hear Joel say to John, that is exactly what I saw. Parcă l-aud pe Ioel spunându-i lui Ioan, exact asta am văzut și eu. And then John said, and they have a ruler over them. Dar apoi Ioan spune că ele au un conducător peste ele. And their king is called Apollyon. It means destruction. Și împăratul lor se numește Apollyon, ceea ce înseamnă distrugere, nimicire. And these demonic spirits are angry with mankind and they wreak vengeance on the population. Aceste duhuri demonice sunt furioase pe omenire și vin să se răzbune asupra populației. Now John and Joel would say to us, listen, we've done our best in writing this down. We don't fully understand this. Cum Ioel și cu Ioan ne-ar spune, ascultați-mă, ne-am dat toate silințele să vă descriem aceste lucruri, deși nici noi nu le înțelegem pe deplin. These are demonic spirits. There's never been the likes of this before. Aceștia sunt duhuri demonice și așa ceva nu o să mai întâmpla până acum. But this is all going to happen in the day of the Lord. Dar toate aceste lucruri se vor întâmpla în ziua Domnului. And we say, John, did the people repent? Și noi îl întrebăm pe Ioan, păi și s-au pocăit oamenii? No, they didn't. I've written it down in verse 21. And they did not repent of their murders, sorceries, that's drug addiction, or their sexual immoralities. Nu, nu s-au pocăit, ne spune Ioan. V-am scris asta în versetul 21. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. And so John says, in spite of all this, the people would not turn to God. There was no repentance. Ioan ne spune, în ciuda tuturor acestor lucruri, oamenii nu se pocăiesc, nu se întorc la Dumnezeu. And Joel butts in. Și Ioel intervine. Oh, I want to tell you that Israel repents. Oh, dar eu vreau să vă spun că Israelul se va pocăi. And I've written it down in chapter 2, verse 15. Și am notat lucrul acesta în capitolul 2 cu versetul 15. Watch what I've written. Blow the trumpet in Zion. Ascultați ce am scris. Sunați cu trâmbița în Sion. And there's a different trumpet. Și de data aceasta e o trâmbiță diferită. It's a ram's horn. Este un corn de berbece. It speaks of redemption. Care vorbește despre răscumpărare. And Israel is saying, call a sacred assembly. Și Israelul spune, chemați o adunare, sărbătoare, o adunare sfântă. And Joel would have to explain something to us.
Dar Ioel trebuie să ne explice ceva. What my people, the Jews, are talking about here is the Day of Atonement. Și ne spune, poporul meu evreu vorbește aici despre ziua ispășirii. In that day, the chief priest took two goats. În ziua aceea, marele preot lua doi țapi. One was taken into the temple. Unul era dus la templu. It was slain and its blood was taken. Era înjunghiat și sângele lui era adunat. And the high priest went beyond the veil where God's Shekinah glory dwells. Și apoi marele preot se ducea dincolo de perdea unde locuia slava Shekinah lui Dumnezeu. And there's as the Ark of the Covenant. Și acolo se afla chivotul legământului. It's a gold box with a solid gold lid. O cutie de aur cu un capac de aur masiv. Inside that gold box, there's the Decalogue, the Ten Commandments. Înăuntru acelei cutii se afla Decalogul, cele 10 porunci. And the nation has sinned against God, they've broken the law. Poporul păcătuise împotriva lui Dumnezeu, a încălcat legea lui. And God's glory is above, His Shekinah glory. And God is outraged with the sin. Slava lui Dumnezeu, Shekinah era deasupra și Dumnezeu era mâniat din cauza păcatelor lor. But Aaron takes the blood of the slain substitute and sprinkles it on the throne of judgment. Dar Aaron lua sângele substituentului al țapului and și stropea pe scaunul judecății. It becomes the mercy seat. Și acela devenea scaunul de îndurare. And forgiveness is provided. Și iertarea era oferită. And God's love and God's holiness is satisfied with the substitute. Dragostea lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu erau satisfăcute de substituentul acela. You know, Jesus came. Dar and he's God's lamb. A venit Domnul Isus și el este mielul lui Dumnezeu. He shed his precious blood. El a vărsat sângele lui cel scump. And you know, the book of Hebrews tells us that there's a throne of judgment in heaven. Și epistola către evrei ne spune că în ceruri este un scaun de judecată. And the Lord sprinkled that throne of judgment with his precious blood. Dar Domnul a stropit acel scaun de judecată cu And now there's a mercy seat in the glory land. Și de aceea astăzi în slavă este un scaun de îndurare. Oh, there's mercy for every lost sinner. Există îndurare pentru fiecare păcătos pierdut. You know, the Lord Jesus told that lovely parable of the Pharisee and the sinner. Aduceți aminte că Domnul Iisus a spus acea pildă minunată despre vameșul păcătos și fariseu. The Pharisee says, I'm a good man, I tithe, I give to the church. Fariseul a spus, eu sunt un om bun, dau zeciuială, dau la biserică. And the poor sinner, he beat his chest and he said, be mercy to me, merciful to me, a sinner. Dar bietul păcătos se bătea cu pumnul în piept și spunea, ai milă de mine, păcătosul. Oh, but in the original, he said more than that. Dar în original, el a spus mai mult de atât. He said, be mercy seated to me, a sinner. El a spus, Doamne, fi scaunul de îndurare sau fi așezat pe scaunul de îndurare pentru mine, păcătosul. God, he said, there's a mercy seat in the glory land, sprinkled with your own precious blood. El îi spunea, Doamne, în slavă este un scaun de îndurare, stropit cu sângele cel scump al Domnului Isus. And you know what the Lord said to that poor sinner? Și știți ce i-a spus Domnul acelui biet păcătos? You're not guilty. Ești nevinovat. I'll take you into my heaven. O să te duc în cerul meu. And so Israel repents. Așa că Israelul se va pocăi. And you know, there was Israel's prayer of faith. And Joel wrote it down in verse 17. Și în versetul 17 vedem rugăciunea de pocăință a Israelului pe care Ioel ne-a notat-o. And they prayed, spare your people, O Lord, and do not give your inheritance to reproach. Ei s-au rugat, Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta. And you know, the Lord heard the prayer of Israel. Și vedeți dumneavoastră, Domnul aude rugăciunea Israelului. And Joel says, I've written it down in verse 18. Then the Lord will be zealous for his land and for his people.
Și el spune, v-am scris asta în versetul 18, Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul său. Do you know Israel is in a terrible dilemma at the present time? Știți dumneavoastră că Israelul se află într-o dilemă mare în momentul de față? Israel is refusing God's offer of mercy. Israelul refuză oferta de milă și îndurare a lui Dumnezeu. But Joel says, don't worry about it, they're going to repent and the glory is going to come. Ioel ne spune, nu vă îngrijorați pentru că totul se vor pocăi și atunci slava va veni. You know, there was another prophet called Zechariah. Vezi, dumneavoastră, a mai fost un proroc numit Zaharia. And he wrote his prophecy about the same event. Și Zaharia a scris prorocia lui despre același eveniment. And in chapter 14, verse 1, he writes, behold, the day of the Lord is coming. În capitolul 14, cu versetul 1, spune, iată, vine ziua Domnului. And he explains to us that Satan's man, Antichrist, is going to come on the scene. Și ne explică faptul că omul satanei, Anticristul, va veni pe scenă. And he's going to get all of the nations to bring their armies around to Jerusalem to destroy Israel. Și el va convinge toate națiunile să-și aducă armatele la Ierusalim împotriva Israelului. Half the city is going to be taken. Many are going to be taken hostage. Jumătate din cetate va fi cucerită. Mulți israeliți vor fi luați robi. But Zechariah says there's going to be a remnant there who will repent. Just like Joel said. Dar Zaharia ne spune că va fi o rămășiță acolo care se va pocăi, exact așa cum spune și Ioel. And I can see Zechariah rejoicing. And he writes in verse 3. Parcă îl văd pe Zaharia bucurându-se și scrie în versetul 3. Then the Lord will go forth to fight against those nations as he fights on the day of battle. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. And Joel butts in. Oh, there's something happens before that event, though. I have to tell you about it. Și ne spune, dar înainte de asta trebuie să se întâmple încă ceva și o să vă spun despre asta. And I've written it down in verse 20. Și am notat asta în versetul 20. But I will remove from the from you the northern army. Deci Ioel 2 cu 20, voi îndepărta de la voi pe vrăjmașul de la miază noapte. His stench will come up and his foul odor will rise because he has done monstrous things. Și ultima parte a versetului, duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh, căci s-a crezut grozav. Well, Joel, what in the world is all that about? Și îl întrebăm, Ioel, despre ce e vorba? This is happening in the day of the Lord, the northern army. Who are they? Asta se va întâmpla în timpul zilei Domnului, o armată de la miază noapte, de la nord. Cine e armata asta? Well, you know, there was another writing prophet called Ezekiel. Vedeți dumneavoastră, a fost un alt proroc scriitor numit Ezechiel. And he wrote this down for us in chapters 38 and 39. Și el ne-a descris aceste lucruri în capitolele 38 și 39. And Ezekiel said there would be a mighty army, a nation from the far north. Ezekiel ne spune acolo că va veni o armată puternică din nordul îndepărtat. Now if you take a ruler, get a map, and you put it on Jerusalem, and put it on the North Pole, you come to Moscow in the far north. Dacă luați o harta a pământului, luați un liniar și îl puneți de la Ierusalim în sus către nordul îndepărtat, ajungeți la Moscova. That's Russia. Deci e vorba de Rusia. And Turkey's going to be involved. Dar și Turcia va fi implicată. And Iran's going to be involved. Și Iranul va fi implicat. And they're going to bring a mighty army into Israel. Și aceștia vor aduce o armată puternică în Israel.
impossible for Israel to fight against them. Va fi imposibil ca Israelul să lupte împotriva lor. But God's going to deal with them. Dar Dumnezeu se va ocupa de ei. And Ezekiel wrote it down. Și Ezekiel mi-a notat, mi-a scris aceste lucruri. And there's going to be tens of thousands killed and they're going to have to be buried. Vor fi zeci de mii de oameni omorâți atunci, aceștia vor trebui să fie îngropați. And there's going to be a stench from them. Și va fi un miros, o duhoare care se va ridica de la ei. And Joel said, yes, I've written that down also. Și Ioel ne spune, da, v-am scris și eu lucrul acesta. And then Joel writes about the kingdom blessing. Dar apoi Ioel ne scrie și despre binecuvântarea împărăției. Joel wrote it down in chapter 2, verse 21. Fear not, O land, that's Israel. Be glad and rejoice, for the Lord has done marvelous things. A scris despre asta în capitolul 2 cu versetul 21. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari. Then in verse 23, Joel writes, be glad then, you children of Zion, that's the Jewish people, and rejoice in the Lord your God. Și apoi spune versetul 23, și voi, copii ai Sionului, israeliților, adică bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru. And then in verse 25, Joel says, listen, God is going to restore the land. Și apoi în versetul 25 Ioel spune, ascultați-mă, Dumnezeu va restaura, va repara și țara. And God says, so I will restore to you the years of the locust eaten. Dumnezeu spune, vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele. And Joel would say, oh, I was shouting hallelujah when I wrote down verse 27. Ioel ne spune, am spune, am strigat un mare aleluia când am scris versetul 27. Then you shall know that I am in the midst of you, Israel. Și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel. I am the Lord your God, and there is no other. My people shall never be put to shame. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. You see, well, Eric, that's all very interesting, Joel and Zechariah and John, but what on earth has happened to Israel? Poate ne spune Eric, este foarte interesant tot ce a scris și Ioel și Zaharia și Ioan, dar ce s-a întâmplat cu Israelul? Well, you remember the Jewish feast of Passover. The Lord Jesus was crucified on that feast day. Vă aduceți aminte de sărbătoarea evreiască de Paște. Domnul Iisus a fost răstignit în ziua aceea. And the Jews had to wait until 50 days for the fourth feast day, the feast of Pentecost. Și apoi evreii trebuiau să aștepte 50 de zile și să sărbătorească cea de-a patra sărbătoare a lor, sărbătoarea Rusalilor. And God the Holy Spirit came to Jerusalem. Și Dumnezeu Duhul Sfânt s-a pogorât la Ierusalim. And the disciples were there. Ucenicii erau acolo. And there was a mighty rushing wind. And there were 2 million people in Jerusalem for the feast of Pentecost. S-a auzit un vânt puternic și la Ierusalim erau 2 milioane de oameni veniți pentru sărbătoarea Rusalilor. And the disciples started to speak, they were foreigners, and they were speaking to them in Gentile languages. Ucenicii au început să vorbească acestora, mulți dintre ei erau străini și ucenicii au început să le predice în limbile neamurilor. And they say, what's going on? Și aceștia au început să se întrebe, ce se întâmplă? And Joel picked up his Bible, and Peter picked up his Bible, and he turned to Joel 2, verse 28. Iar Petru și-a luat Biblia și a deschis la Ioel 2 cu 28. And he said, this is that which was spoken by the prophet Joel. Și spune, aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. And so Peter started to read from verse 17 of chapter 2. Petru a început să le citească din Ioel 2 cu versetul 17. And God said, I will pour out my spirit upon all flesh.
27-28, unde Dumnezeu spune: voi turna Duhul meu peste orice făptură. And you shall prophesy, you'll start preaching. Și ei vor proroci și vor începe să predice. And the believing Jews were given an incredible gift of languages. Și evreii credincioși au primit acest dar incredibil al limbilor. They never learned them. Ei nu învățaseră limbile acelea. And Luke records that there were 15 Gentile languages that were spoken on the day of Pentecost. Și Luca ne înșiruie acolo 15 limbi ale neamurilor în care ei au vorbit Ierusalim. Now remember what God promised to Abraham about his people Israel. Vă aduceți aminte ce a promis Dumnezeu lui Avram despre poporul său Israel? He said that there would be a blessing to the nations. A spus că Israelul va fi o binecuvântare pentru națiuni, pentru neamuri. So we ask the question, well, how did the nations come about? Și punem întrebarea, păi cum au luat ființă națiunile? Well, you remember in chapter 11, Satan had everyone, all of the people spoke the same language. Vă aduceți aminte că în Geneza 11 toți oamenii vorbeau aceeași limbă. And Satan started a program. Și Satan a început un program atunci. Building a tower which was a universal false religion. Să construiască un turn care era o religie falsă universală. And a city, a false economic system or a false kingdom. Și o cetate, un sistem economic fals sau o împărăție falsă. Now that's Satan's, it's still his plan. Acum acesta este încă planul Satanei. And so God had to put a stop to it. Dar Dumnezeu a trebuit să oprească planul. And so he confused the languages. Și Dumnezeu le-a încurcat limbile. And as a result of that, nations were formed. And it was as a result of God's judgment. Prin urmare au luat ființă națiunile ca rezultat al judecății lui Dumnezeu. And what a judgment it's been. Și ce judecată a fost aceea de atunci încoace? All of the wars has been as a result of those nations. Toate războaiele au fost ca rezultat al acestor națiuni. Indeed, we turn over only three chapters in the book of Genesis and we read of the first world war in human history. And it concerned the nations. Într-adevăr, întoarcem doar trei capitole de acolo în Cartea Geneza și citim despre primul război mondial care implica națiunile. And so part one of Joel's prophecy was the coming of the Holy Spirit and the gift of languages. Deci prima parte din această prorocie a lui Ioel vorbea despre venirea Duhului Sfânt și despre darul limbilor. But what's happened to Israel? Dar ce s-a întâmplat cu Israelul? Peter said to Israel, repent. If you repent in Acts 3, the Lord will send Messiah Jesus and the kingdom will be established. Petru a spus în Fapte 3, pocăiți-vă și dacă voi vă pocăiți, Dumnezeul va trimite pe Mesia, Iisus, și împărăția lui va fi așezată. So the Lord said to Israel, all right, Israel, I'm going to set you aside and I'm going to start another program. I'm going to choose my bride, the church. Dar pentru că nu s-au pocăit, Dumnezeu a spus, bine, Israele, o să te pun deoparte și eu o să încep un program nou, o să-mi aleg mireasa mea, biserica. So for 2,000 years, Israel has been temporarily set aside. Așa că timp de 2000 de ani, Israelul este pus deoparte temporar. Scattered throughout the nations, but they're now back in the land under God's direction. A fost împrăștiat printre toate națiunile, dar acum este înapoi în țară sub călăuzirea lui Dumnezeu. But they're in unbelief, they're still refusing the Messiah. Dar trebuie să ține minte că ei încă sunt în necredință și încă îl resping pe Mesia. But God is going to complete his work, choosing his bride, and he's going to complete it with the rapture. We're all going to be caught up. Dumnezeu își va încheia lucrarea lui de alegere a miresei sale și o va încheia cu răpirea, când toți vom fi răpiți, vom fi luați. And then we come to part two of Joel's prophecy.
Și apoi ajungem la partea a doua a prorociei lui Ioel. This is the day of the Lord, the night period. Și este vorba despre ziua Domnului, perioada de noapte. And we read in verse 19 of Acts, and I will show wonders in heaven above and signs in earth beneath. Și în Fapte 2 cu 19 citim, voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ. And John's here and he says, oh, I've written about that. Read about it in chapter 6. Și Ioan, care este alături de noi, spune, v-am scris despre asta. Citiți în Apocalipsa, capitolul 6. But John would say to us, I've written something down very, very interesting in chapter 7. Dar Ioan i-ar spune, am mai scris ceva foarte, foarte interesant în capitolul 7. During that 7 years of terrible tribulation, în timpul celor 7 ani de necaz groaznic, God is going to raise up 144,000 Jews, like the Apostle Paul. Dumnezeu va ridica 144,000 de evrei ca Apostolul Pavel. And they're going to preach the gospel of the coming king to all the nations. Și aceștia vor propovădui Evanghelia împăratului care vine tuturor națiunilor de pe pământ. Now we're in the glory land. We've been raptured. Acum noi vom fi în slavă, vom fi răpiți. And many of the people have been saved. They've been killed by Antichrist. Și mulți din oamenii mântuiți în perioada aceea vor fi uciși de anticrist. And there's a great multitude, and they're from every land, nation, tribe and peoples and language. Citim că aceștia sunt o mulțime mare din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și de orice limbă. John didn't know who they were, and one of us, we are one of that's been raptured, said, we say, John, they've come out of the great tribulation. Ioan nu și-a dat seama cine era aceștia și unul dintre noi, din cei răpiți, îi spune, the, aceștia vin din necazul cel mare. They've been wonderfully saved in the blood of the Lamb. Au fost mântuiți într-un mod minunat prin sângele Mielului. But how did they hear the gospel if they're from all these different languages? Dar ne întrebăm cum au auzit aceștia Evanghelia dacă vin din orice limbă. I believe God will do one thing. Eu cred că Dumnezeu va face un lucru. The 144,000 will have the same gift as they had on the day of Pentecost. Cei 144,000 vor avea același dar pe care l-au avut în ziua rusalilor. And they will reach every tribe and every language. Și astfel vor ajunge la orice seminție și orice limbă. And then Peter points out in verse 21, and it shall come to pass that whosoever calls on the name of the Lord shall be saved. Și apoi Petru spune în Fapte 2 cu 21, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Now, Peter stopped short in his quotation of Joel chapter 2. Acum Petru s-a oprit pe la jumătate acestui citat din Ioel 2. As a matter of fact, he stopped mid-sentence. De fapt s-a oprit pe la mijlocul propoziției. Why did you do that, Peter? Și îl întrebăm, de ce ai făcut asta, Petre? Oh, because God has temporarily set Israel aside. Pentru că Dumnezeu a pus temporar Israelul deoparte. And Joel's there, and Joel says, oh, I want to finish off. Și Ioel, care este alături de noi, spune, vreau să închei eu prorocia. Listen how I ended that verse. Ascultați cum am încheiat eu versetul acela. For in Mount Zion, and in Jerusalem there shall be deliverance, there'll be salvation. Căci mântuirea sau izbăvirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim. And so the Lord is coming back for Israel. Domnul vine înapoi pentru Israel. And then there's the days of the kingdom in chapter 3 of Joel. Apoi în Ioel capitolul 3 ne sunt descrise zilele împărăției. And Joel points out in that chapter that they're going to be at that time, Israel is going to be brought back to the land.
Și Ioan ne spune că în zilele acelea, în vremurile acelea, Israelul va fi. The nations are going to be gathered and they're going to be judged. Spune că toate neamurile vor fi strânse și vor fi judecate. And the wonderful thing is that Israel is going to repent. Dar lucrul minunat este că Israelul se va pocăi. And Joel is very careful how he writes this down. Chapter 3, verse 21. Ioel este foarte atent la modul în care scrie acest lucru. Capitolul 3, cu versetul 21. And he says, for I will acquit them of the guilt of bloodshed whom I had not acquitted. Spune, le voi răzbuna sângele pe care nu l-am răzbunat încă. That brings us back to the crucifixion. Și asta ne aduce înapoi la răstignire. And you remember what Pilate, that sinful man, did. Vă aduceți aminte ce a făcut Pilat, omul acela păcătos? He washed his hands and he said, I'm guilty of the blood of this just man. Și-a spălat mâinile și a spus, nu sunt vinovat de sângele acestui neprihănit. And the Jewish rulers cried out a terrible thing. Iar conducătorii evrei au strigat atunci un lucru groaznic. They said, his blood be upon us and our children. Au spus, sângele lui să cadă asupra noastră și a copiilor noștri. And the terrible guilt of the blood of the Lord Jesus has been upon Israel from that day to this. Și vina groaznică a sângelui Domnului Isus a fost asupra Israelului în tot timpul acesta. And Joel points out the Lord is going to acquit them of their blood guiltiness. Dar Ioel spune că Domnul îi va achita, îi va ierta de sângele vărsat. So there's the glorious day when Jesus comes back, delivers Israel. Deci avem ziua aceea glorioasă când Domnul Isus se va întoarce și va izbăvi Israelul. And we are going to be with him and he's going to set up his kingdom in Jerusalem and we are going to reign with him. Noi vom fi împreună cu el. El își va așeza împărăția lui la Ierusalim și noi vom împărăți împreună cu el. Now I've just about finished. Și acum aproape că am terminat. I hope you're still with me. Sper că mai sunteți încă aici cu mine. And very briefly, we're coming to 1 Thessalonians 4. Foarte pe scurt, vreau să trecem la 1 Tesalonicen 4. Oh, and Paul explains the rapture. Unde Pavel ne explică răpirea. That's for us. Și asta e pentru noi. There's going to be the shout. We're going to be caught up. Se va auzi un strig. We're going to be changed. No? Vom fi răpiți și vom fi transformați. And we'll view all of those 7 years from the battlements of heaven. Și vom privi toți acei 7 ani groaznici de sus din ceruri. And then Paul turns to chapter 5. Dar apoi Pavel trece la capitolul 5. And Paul says to us, I hope you know all about the day of the Lord. Și Pavel ne spune, sper că știți totul despre ziua Domnului. Listen to what Paul says to us in verse 2. Ascultați ce ne spune Pavel în versetul 2. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord comes as a thief in the night. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Do you hear what Paul said to us? Ați auzit ce ne spune Pavel? It's very, very important that we understand this truth about the day of the Lord. Este foarte, foarte important să înțelegem acest adevăr despre ziua Domnului. Then Paul says, I'm going to tell you something very important about it. So listen first of all, to the personal pronouns. Pavel spune, vreau să vă spun un lucru foarte important despre ziua Domnului, așa că, primul rând, fiți atenți la pronumele personale. For when they say, peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Căci vor zice, adică ei vor zice, pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Și nu va fi chip de scăpare, sau în engleză spune, și ei nu vor scăpa. And so Paul says, do you hear what I'm saying? Pavel spune, auziți ce vă spun?
The day of the Lord is coming, but you're not going to go through it. Ziua Domnului va veni, dar voi nu veți trece prin ea. Now remember, the light period of the day of the Lord is the time of kingdom blessing. Acum vă aduceți aminte că perioada de lumină de zi din ziua Domnului este binecuvântarea împărăției. Now listen to what Paul explains to us in verse 5. Și acum ascultați ce ne explică Pavel în versetul 5. But you are sons of light and sons of the day. We are not of the night, nor of the darkness. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem fii ai nopții, nici ai întunericului. Now, you know, isn't that wonderful news? Nu este aceasta o veste minunată? There's a time of terrible judgment coming upon this earth. Va veni o perioadă de judecată groaznică peste pământul acesta. And the Lord says, you're my bride, you're the bride of Christ. Dar Domnul spune, voi sunteți mireasa mea, sunteți mireasa lui Hristos. I'm going to take you out of it before it comes. Vă voi scoate de aici înainte ca vremea aceea să vină. But let me tell you what we're seeing at the present time. Dar permiteți-mi să vă spun ce vedem noi în vremurile de față. We are seeing a deepening gloom coming upon the whole world. Vedem un întuneric tot mai gros care vine peste toată lumea. And the Lord Jesus said something very important. Și Domnul Iisus ne spune un lucru foarte important. He said, when you see these things coming to pass, look up. Aceste lucruri întâmplându-se, ridicați-vă privirile în sus. Look up, for your redemption draws nigh. Căci răscumpărarea voastră este aproape. When we see what's happening in the Middle East. Când vedem ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. When we see what's happening in Russia and China. Când vedem ce se întâmplă în Rusia, în China. And there's a deepening gloom coming upon the world. Întunericul tot mai gros vine peste lume. And the Lord Jesus says to us, you're my child. Dar Domnul Iisus îți spune, tu ești copilul meu. Keep looking up because I'm coming for you. Continuă să privești în sus, căci eu voi veni după tine. And may the Lord bless you. Amen. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze. Amen. Amen.